Adică cea care a iernat, ușor, ușor, lasă locul celelalte care vine din urmă, ia și ea la revedere, să rămână și pleacă pai la altă lume. Transferul ăsta este extraordinar de important. În mod normal, familia de albini, deci cum am spus, ia cea bătrână moare, începe ușor, ușor să vină cea tânără din urmă și ușor, ușor se dezvoltă familia de albini și ajunge la apogeul ei, roiește, pleacă, se mulțește, treaba ei ce face și din nou ajunge până la iarnă. Ei, să o luăm etapic și așa, deci cu pași mărunți. Familia, deci se spune prin unele cărți, știm majoritatea, că domnule, știți, albina de iarnă hrănește, o albină hrănește cam 10 larve. Ei, și după aia, știți, apar câteva albine pentru o singură larvă și atunci dacă nu au de lucru, de aia începe familia să roiască, să schimbă problemele acolo și nu mai vrea să lucreze și așa. Ei, nu este chiar așa. Problema este că familia de albine, în mod normal, se pregătește din prima cu gândul să se înmulțească, să se multiplice. La un moment dat, datorită faptului că suprafața de puiet crește în mod continuu, încep să ecluzioneze în mod continuu albine tinere, am să fac o chestie, să nu râdă lumea de chestia asta, dar să stabilim ca și cum am urmărit și știu lucrul ăsta, dar așa, ele stabilesc între ghilimele ca un număr de albine să nu facă treabă. Deci să nu crească puiet. Familia de albine întotdeauna va rezista mai mult sau mai puțin la vicisitudinile naturii și lipsei de cules și altor chestii din astea așa, numai și numai dacă va fi în stare să-și stocheze cantitatea de corp gras. Acel corp gras de care ne legăm noi doar în toamnă, adică se găsește în familia de albine în întreg sezonul. Deci nu lipsește nici iarna, nici primăvara, nici vara, niciodată nu lipsește. Cantitatea de corp gras înmagazinată în familia de albine ca și rezervă strategică este succesul acelei familii de albine să se perpetueze, să reziste la vicisitudine, adică să poată roi, să se mulțească sau să treacă peste perioade grele de vreme. Că să știți că dacă vine deodată o lună de zile de frig, da, se întâmplă, se întoarce natura asta cu fundul în sus și vine, de exemplu, de la 15 mai până la 15 iunie, ninge. S-au întâmplat cazuri când a nins în iunie, da, la noi în România, cu vreo 190 de ani sau 170 de ani în urmă, da? Deci poate să ningă. Deci cum vă închipuiți dumneavoastră că albina aia dintr-o dată se așează la troaca cu polen, începe să mănânce acolo și se îngrașă, își face corpul ăla gras așa, și trece peste acea perioadă. Nu, ele din timp și-au înmagazinat acel corp gras. Cum îl înmagazinează familia corpul gras? Corpul gras în familia de adică albina, până la vârsta de 6 zile și-a format corpul gras. Până la vârsta de 6 zile, albinele alea, pentru că și așa trebuie să consumi mari cantități de polen ca să-și formeze corpul gras, ele participă la hrănirea celorlalte surate, a larvelor. Da? Ele sunt cele care fac mixtura, mierii cu polen, este hrana pe care o consumă el în mod normal. Și atunci e normal ca ele umblând tot timpul cu aceste lucruri să se țină de treaba să se hrănească larvele care sunt mai mari decât vârsta de 72 de ore. Da? Dacă trec la secreția de lăptișor de matcă, automat acea cantitate de corp gras dispare. Pentru că acel corp gras este exact pentru asta. Este un fel ca apa vie din izvorul tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. În momentul în care a făcut apel la acea cantitate de corp gras, este ca și cum, din povești știm noi, este ca și cum ar fi băut din izvorul bătrâneții. Știți povestea cu Făt Frumos? Nu te duci să bei din izvorul ăla că dai de droacă. Și când s-a dus și a băut de acolo, deodată a îmbătrânit și s-a dat seama că el, de fapt, era de mii de ani, trăia cu zânele alea acolo, dar nu și-a dat seama cât de repede a trecut timpul. Așa și aici. Deci nu se face apel. Deci stocarea, cum am zis eu, a acestui corp gras înseamnă de fapt existența în sânul familiei de albine, deci în structura familiei,
a unui număr de albine care n-au participat sub nicio formă la creșterea de puiet. A unui număr de albine care sunt exact ca și cum s-ar pregăti pentru iarnă. Ei, aceste albine sunt albinele care ne creează nouă bunăstare foarte puțină, dacă nu prea știm să stăpânim apicultura și familia de albine, și marile necazuri în proporție de 90-95% cu care se zbat stupinele din printre globul. Roirea, roitul. Deci, familia de albine, trecând iarăși la structura aia normală care am zis noi, familia de albine începând să se dezvolte, da, și având puiet, alege, deci să stabilim, v-am spus fără să râdeți de mine, alege, numește niște surate care, bă, fetelor, voi nu vă apucați de treabă, sunteți frumoase, drăguți, lasă, pe voi vă va lua un prinț, voi aveți alte chestii. Și se retrag, se dau deoparte, da, ca să înțelegem așa, știți, plastic. Se dau deoparte. Ei, sub nicio formă nu se pune problema că, vezi, Doamne, 10 albine hrănesc o larvă. Și se bate ele și se înghesuie acolo, cum scrie prin cărți, că, Doamne, înainte una de iarnă hrănea 10 larve, acum 10 hrănesc și nemai având de lucru să gândesc ele să plece. Nu. În momentul în care s-a format un stoc de albină, da? Un număr de albine din alea care dețin corp, acel corp gras nefolosit, automat în familia, și numărul lor crește progresiv, automat în familia de albine încep să apară trântorii. Pentru că trântorii sunt normal cei care vor trebui să împerecheze viitoarea surată, matcă, care va rămâne în stup, după ce matca stupului și cu celei care s-au pregătit pentru alea date deoparte, știți, cu corpul gras, așa, vor pleca. De ce se stochează, se mai stochează acel, cu acest corp gras? Eu v-am spus că numai să traveseze niște restriși, niște vremi urâte. Se stochează pentru a putea pleca cu roiul. Deci lumea, văzând componența unui roi, știți, când s-o așezat pe o creangă, văzut acolo albinii cu polen pe picioare, albinii cu aripile frânjuite. Deci, domnule, roiul are o structură perfectă, el pleacă. Nu. Cele care sunt să plece cu roiul sunt albinele alese clar, stabilite clar, adică cele care trebuie să atingă vârsta de 50, 60, 70 de zile. Dar ele trebuie să aibă glandele de orientare dezvoltate, ceea ce înseamnă 20-21 de zile fără probleme ca vârstă. Deci să aibă vârsta asta. După aia, ele trebuie să hrănească matca și viitoarea progenitură. Să aștepte până când acea progenitură începe să ecluzioneze și ajunge la stadiul exact cum au lăsat ele casa acasă. Așa trebuie să rămână și roiul când ele își vor lua la revedere și vor pleca pe lumea cealaltă. Și atunci, dacă calculăm noi 21-22 de zile aria când pleacă, 21-22 de zile până, adică vreo 2-3 zile până când își construiesc acolo căsuța, încep primii faguri, făgurașii, știu, încep matca să depună primii ouă. Astea clădesc, matca vine și pune ouă, ele clădesc mai, cât mai repede, că larva crește, nu? Să nu dea pe afară, ca la oala cu lapte. Deci iarăși se adună, să spunem, își pune, ecluzionează, se fac vreo 23, 24, 25 de zile, plus 21, 22, domnule, se fac vreo 40 ceva de zile. Până când aceste albine ajung să fie exact ceea ce trebuie să fie, adică doică, ceresă, dar mai ales cu legătoare, ca să nu existe acea ruptură în structura ei, să nu aibă cine culege, da, așa ea, se mai adună vreo 20 de zile, 20 ceva de zile. Deci înseamnă că albina care pleacă cu roiul trebuie să aibă, să poată trăi cam în jur de 60, chiar 70 de zile. Deci cam asta este în condițiile normale, da? Deci dacă s-a înțeles, structura familiei este asta, da? Deci familia de albini pleacă pe celălalt râm, albina care a iernat, vine asta nouă de aici și începând cu primile albini care au ecluzionat, se aleg, v-am spus, stabilim chestia asta fără să râdem, un lot de albine care alea nu vor munci. Sunt privilegiatele coloniei. A? Deci alea nu muncesc. Cu cât avem mai multe din alea, cu atât colonia noastră va intra mai repede în frigurile roitului.
Acum, haideți să vorbim de structura familiei de albine care nu roiește, da? Există o tendință normal pe plan mondial de a